Stegarilor în Liga 1 Berlambir. Au fost 3 victorii pentru ploieșteni și 3 remize și 2 victorii pentru Tristescu. Încearcă o pasă în spatele liniei de fundaj a astre minge, ajunge la Teixeira cu un șut fabulos. Portughezul la deocamdată cuvântul său valorează mai mult decât orice semnătură. Teixeira, o centrare, minge ajunge la Tristescu, șut cu destul de înnorat sub tâmpa, însă este o temperatură ideală pentru fotbal. O singură victorie are în deplasare Tibor Selimeș în Liga 1 Berlambir, cea contra Sportului Sudezesc, echipă pe care a promovat-o în Liga 1. Să-l vedem însă pe Strătilă în fața porții. Strătilă, este penalti pentru Astra și să vedem ce cartonaj va primi Caicea. Descucat excelent în fața a doi adversari, reușește să scoată și acest... Usman în doi, formidabil apără Caicea, însă în doi reintră în posesia mingii și deschide scorul 1-0 pentru Astra. Balonul respins de Caicea și deschide scorul, șansă pentru Usman în doi, mingea l-a lovit în picior pe Caicea după ce portarul Brașovului a parat lovitura de la 11 metri. Din nou Brașovul este condusă pe teren propriu în debutul meciului. S-a mai întâmplat de Di Stefano, liber în partea dreaptă este Alex Chipciu, primește Chipciu, trece în viteză de Junior Moraes, avansează Alex Chipciu, urmează centrarea pentru Cristescu și prima ocazie pentru FC Brașov. Ajul lui Mihalache își creează spațiu pentru șut, o fază oarecum asemănătoare cu cea în doi. O pasă pentru Sorin Strătilă, cel care a obținut penalti, centrează foarte bine în fața porții, pe care îl execută Mățel. Centrarea acestuia pentru lovitura de cap periculoasă. Grigore spre Miranda, deviere bună argentinianului. Fatai pentru șutul lui Țigănașu. Miranda, unul dintre preferații patronului Astrei, Ioan Neculae. O pasă acum pentru noul intrat Josias Cardoso, în duel cu Mihalache, câștigă brazilianul Cardoso, centrează în fața porții, acolo este Teixeira, Teixeira! Blocat, portughezul continuă, Teixeira, șansă imensă pentru FC Brașov! Cătălin Grigore, încă o dată această șansă imensă a Brașovului, Marian Grigore, propriul careu, centrare pe jos pentru Teixeira, ajutează Teixeira, însă Grigore... Di Stefano ar putea încerca un șut direct, trage cu stângul, însă meciurile din Liga 1 Berlambir. Centrarea lui Di Stefano, Josias Cardoso ia prin planul lovitura de colț, centrare spre Maiernic, balonul ajunge la Tolosa, șutul său reluat cu capul de Robert Ilieș. Junior Moraes până la Ionuț Voicu, trece de Țigănașu, Ilieș poate să șuteze, Ilieș trimite însă. Astralii trebuie să fie atenți să nu mai cadă în preajma Stegarilor. Acum șutul lui Teixeira, balonul la Di Stefano, ce ocazie pentru FC Brașov. Aproape de recuperare a fost Felipe Teixeira. Astra declanșează un contraatac, Usman în doi pentru Strătilă, Strătilă ia fața lui Caicea și cred că este galben pentru jucătorul. Da, este un foul tehnic. Da, are cartonașul roșu pregătit Mihai Prodan. Scoate la margine pentru Ionuț Voicu, întâmpinat de Junior Moraes. Voicu trece de Moraes la marginea hareului. Acum Viveiros și parada lui Cătălin Grigore. Doi oameni vin să-l blocheze. Știu astralii de ce este în stare portughezul, pentru că a marcat un gol fabulos contra Stelei. Acum un șut pe lângă poarta lui Usman în doi. O pasă pentru Strătilă, omul care... a fost determinant în jocul Astrei, el a dus la eliminarea lui Caicea, el a scos și penaltiul din care Usman Ndoi a deschis rol. Strătilă, Strătilă în fața porții și este 2-0 pentru Astra! Gol marcat de Tigoianu! Tigoianu dublează avantajul Astrei și omul care a avut ceva personal de demonstrat Brașovului. Thank you.
Iată momentul în care Ionuț Voicu deviază nefericit cu umărul balonul centrat de Strătilă. Este prins pe contră Pierre Hăisan și Tigoianu îndeplinește o simplă formalitate. Omul meciului, Brașovul mare, ceva emoții. Șutul lui Teixeira însă trece departe de poartă. Victorie din istorie pe terenul Brașovului. Iată-l pe Bente Cloc în fața golului de 3-0. Se opune returul din semifinala cu Steaua. Strătilă într-o nouă acțiune pe cont propriu. Strătilă în ceari nu are susținere. Era izolat acolo, nu avea posibilitate de pasă. Strătilă, o nouă șansă de contraatac, pasă pentru Alexandru Stan. Alexandru Stan în fața golului de 3-0. Alexandru Stan, nu este Tigoianu. Tigoianu levită și pe Hăisan. Gol Astra! Gol Tigoianu! 0-3. Din nou Strătilă cu un asist pentru colegul său. Două pase decisive pentru Strătilă. O partidă formidabilă făcută de mijlocașul dreapta al Astrei și în ciuda acestui al treilea gol primit de Stegari, fanii de sub tâmpa continuă să își încurajeze favoriții. Se încheie așadar FC Brașov, Astra Ploiești 0-3 în etapa 31 a ligii întâi. Begambir, Bogdan Socol vă auzește pentru atenție și vă invite să rămâneți pe Digi Sport. Urmează imediat Steaua Rapid, o seară excelentă, la revedere!